Aventurile lui Habarnam și ale prietenilor săi de Nicolai Nosov Capitolul 23 Evadarea Mecanizarea a ușurat considerabil munca și activitatea se învioră. Ambele mașini alergau încoace și încolo, transportând fructele spre pivnițe. Merele și perele erau cărate bucată cu bucată, iar prunele câte cinci la un transport. Datorită mecanizării, o mare parte din prichinduțe nu mai a avut ce face, dar în loc să stea cu brațele încrucișate, ele aranjară în stradă două chioșcuri. La unul aduseră apă gazoasă cu sirop, la celălalt plăcinte, fel de fel de prăjituri, covrigei împletiți și bomboane. Acum fiecare dintre cei ce munceau putea să ia o gustare sau să bea ceva într-o clipă de răgaz. Imediat, gogoașă dădu asaltul la chioșcul cu plăcinte și bomboane. Iar limonada atacă apa gazoasă cu sirop. Nimeni nu-i mai putea desprinde de chioșcuri. Deodată se întâmplă ceva neașteptat. În depărtare răsunară niște strigăte asurzitoare și toți cei care munceau îl văzură pe doctorul Pilula alergând în capătul străzii. În urma lui gonea întregul personal de deservire al spitalului, în frunte cu Mierinana. Pilulă era aproape în pielea goală, adică avea pe el doar ochelarii și niște chiloți scurți. Ajungând la copac, el se cățără pe trunchiul acestuia. De ce ai fugit bolnavul? strigă Mierinana când se apropie de copac. Eu nu sunt, mai sunt bolnav!" îi răspunse pilulă, încercând să se strecoare cât mai sus cu putință. Cum nu ești bolnav? Noi nu ți-am făcut încă externarea," spunea Merinana cu răsuflarea tăiată de alergătură. Păi m-am externat singur," surâse pilulă, scoțând limba spre ea. Ah, neobrăzatule, să știi că nu-ți dăm îmbrăcămintea." Nici n-am nevoie," răspunse pilulă râzându-i nas. O să răcești și o să te îmbolnăvești." Chiar dacă o să mă îmbolnăvesc, tot n-am să mă întorc la voi." Rușine!" exclamă Mierinana. Ești doctor, dar nu respecti medicina." Ea se întoarce înălțându-și cu mândrie capul și se îndepărtă. În urma ei o pornia gale tot personalul de deservire. Când văzu că nu-l mai amenință nicio o primește, pilulă coborâ din copac. Prichinduțele îl înconjurară și începură să-l întrebe cu compătimire. Nu ți-e frig? O să răcești. Vrei să-ți aducem ceva de îmbrăcat?" Aduceți conveni pilulă." Puf de păpădie dădu fuga până acasă și aduse un sarafan verde cu dungulițe. ce e ăsta?" se miră pilulă. Nu vreau să mă îmbrac în rochiță. O să mă ia toată lumea drept prichinduță." Și ce dacă? Parcă-i rău să fii prichinduță?" E rău. De ce? Așa s dumneata că suntem rele? Nu, voi sunteți bune, se fustă cipilulă, dar ei sunt mai buni. Spune-ne, mă rog, prin ce anume sunt ei mai buni? Bineînțeles că sunt mai buni. Noi îl avem pe guslă. Știți ce muzicant e guslă? Numai să-l auziți cântând la piculină. L-am auzit, însă și la noi sunt multe prichinduțe care cântă la harpă. Dar noi îl avem pe acuarelă, dacă ați vedea ce portrete pictează el. Am văzut, dar voi aveți unul singur ca acuarelă, pe când la noi fiecare prichinduță poate desena și chiar broda coață și de toate culorile. Ia uite, dumneata ai putea broda o veveriță atât de frumoasă ca aceasta... De pe șorțulețul meu?" întrebă veverița. N-aș putea recunoscu pilulă." Ei vezi, în schimb fiecare dintre noi poate broda ce dorești." O veveriță un iepuraș. Bine, bine, se lăsă pe pilula pilulă și se apucă să-și tragă pe el sarafanul. După ce îl îmbrăcă cu greu, începu să întindă mâinile, să ridice picioarele, privindu-se din toate părțile. Văzându-l pe pilulă într-un veșmânt atât de neobișnuit, habar n pufni în râs. După el se luară și ceilalți prichindei. Cum de nu vă e rușine?" se revoltă pisicuța. ce de râs aici?" Dar râsul nu contenea. Văzând în jurul său numai chipuri vesele, pilulă își scoase sarafanul. Vai, de ce face asta?" căutau să-l înduplece prichinduțele. Nu-i nevoie, anunță cu hotărâre pilulă. În curând mi se vor aduce hainele mele. Nu o să ți le dea mierinana, e foarte severă. Drept răspuns, pilulă nu făcut decât să, să zâmbească misterios. Când Mierinana și tot personalul de deservire se întoarseră la spital, constatară imediat dispariția lui Don Dănel. Dă dură la magazie și găsiră lipsă două rânduri de îmbrăcăminte, în magazie rămăseseră doar hainele lui Glonțișor. Acum s-a dat pe față planul evadării conceput de Don Dănel și doctorul Pilulă. Conform acestui plan, doctorul Pilulă trebuia să fugă, îmbrăcat sumoar, sărind pe fereastră. Conspiratorii își făcuseră socoteala că întreg personalul spitalului va da năvală în urmărirea lui și atunci Don Dănel va pătrunde cu ușurință în magazie, de unde va șterpeli hainele lui și ale lui Pilulă. Planul lor se confirmase în toate detaliile. Mierinana îl căută încă multă vreme pe Don Dănel cu îmbrăcămintea pe care o furase și atâta vreme cât durară căutările, acesta stătuă ascuns într-o tufă de brusturi. Cu toate că șederea sub frunzele de brusture nu era un lucru prea plăcut, Don Dănel nu mai putea de bucurie că își recăpătase libertatea. El privea cu desfătare cerul albastru transparent, firicelele de iarbă proaspătă și verde. Pe chipul lui a apărut chiar un zâmbet și se jură că niciodată în viață nu va mai bombăni, că va fi mulțumit de toate câte sunt pe lume, dacă nu va mai nimeri din nou în spital. În cele din urmă o văzut pe Mierinana, dispărând în lăuntrul spitalului. Atunci și binișor din ascunzătoare îl căută pe pilulă și îi dădu îmbrăcămintea. Primește-ți hainele, tovarășe de suferință," spuse Don Danel, întinzându-i legătura pe care o ținea în mână. Pilulă se repezi să-și îmbrățișeze prietenul, deveniseră bun amici în timpul șederii în spital. Pilulă se îmbrăcă în grabă, zăpăcilă, probabil, șurubel și alți Făcură cerc în jurul lui Don Dănel și îl felicitară cu prilejul reușitei sale evadări din spital. Cu toți erau mirați de înfățișarea veselă acestuia. Pentru prima dată îl văd pe Don Dănel zâmbind," zise gogoașă. Prichinduțele stăteau și ele pe aproape și îl cercetau cu priviri pline de curiozitate. Pe Don Dănel, cum te cheamă?" îl întrebă puf de păpădie. Don Dănel, glumești!" Să mor dacă glumesc. De ce crezi așa ceva? Ai un chip atât de blând, de prietenos. Nu ți se potrivește numele ăsta. Gura lui Don Donel se întinse până aproape de urechi. Mai bine zis, nu mă potrivesc eu cu numele ăsta, glumi el. Vrei să te uci în copac? îi propuse pisicuța. E voie? De ce să nu fie voie? O să-ți aducem un fierăstrău și o să lucrezi împreună cu toți ceilalți. Și mie îmi trebuie un fierăstrău, cerut doctorul Pilulă. N-ai merita pentru că le ne socotești pe prichinduțe, dar noi te iertăm, spuse pisicuța. Prichinduțele mai aduseră încă două fierăstraie, așa că don Dănel și doctorul Pilulă se alăturară celor ce munceau. Don Dănel spunea că e mult mai plăcut să te cațări în copaci decât să stai încuiat la mierinana și pe deasupra și foarte folositor, adaugă doctorul Pilula. El considera că sus aerul e mult mai curat și mai bogat în oxigen decât jos. De aceea, Don Dănel și doctorul Pilula lucrau chiar în vârful copacului.